Ce v-a atras atenția în pauza publicitară? Nu contează, pentru că suntem înapoi la... Yeah! Îi mai țineți minte pe concurenții noștri? Hai să-i mai vedem o dată! Este tată la doi copii talentați și energici, are 42 de ani... Virgil! Are 30 de ani și de 10 ani este mama unei fetițe superbe pe nume Ana și se numește Beatrice. Are 36 de ani, mama lui Toma, cel mai vesel viitor pompier. Ea este Mihaela. Super concurenți, veseli, drăguți, dar sunt oare calități suficiente ca să dea răspunsul corect la cum îți ajuți copilul să aibă grijă de sănătatea lui? Grea întrebare. Juriul este pe poziții, ferm, atent, în timp ce familiile îi susțin favoriții din culise. Hei! Și acum, haideți să vedem reacția concurenților la câte o situație aparte. Cum îi explici că în anumite contexte trebuie să poarte mască de protecție? Virgil! Îi explic cât de bine pot ce se întâmplă atunci când cineva vorbește sau strănută aproape de ea. Vreau să înțeleagă, să nu simtă că o forțez. Și apoi lucrurile sunt firești, ca atunci când plouă și nu vrei să te uiți. Cum îți obișnuiești copilul să se spele regulat pe dinți? Beatrice! Cel mai bine la copilul meu funcționează puterea exemplului. Nu i-aș cere să facă nimic din ceea ce nu aș face eu. I-am explicat de ce este important să aibă grijă de dinții ei. Când eram mică, mergeam împreună să ne spălăm pe dinți, asta până într-o zi când a venit ea la mine și a zis: "Mami, hai să ne spălăm." Țin minte că am zâmbit cu toți dinții. Cum îl convingi să se spele pe mâini? Mihaela! Încerc ca totul să pară cât mai simplu și amuzant. Ca un joc. Un balon de săpun poate să fie un balon cu aer cald. Și de acolo facem o poveste. Vreau să aibă grijă de el, dar să se și bucure. Nu vreau să-i stric copilăria. Viața reală este ceva mai complicată, dar cu dragoste, răbdare și atenție, oricare dintre noi poate să învețe... Acordă-i atenție copilului tău și explică-i lucrurile pe înțelesul vârstei sale.